din tot sufletul să aduc un slavă meu ca totdeauna pentru, mai ales pentru cahulenii mei, pentru pământenii mei care iubesc din suflet și care i-am cântat și cânt în toate piesele mele. Se felicit astăzi cu mare sărbătoare, totuși este sărbătoare 510 ani. Este sărbătoarea, în primul rând, a oamenilor, oamenilor cei care iubesc muzica, cei care iubesc binele pe pământ, cei care iubesc tradiția, folclorul. Și toate sărbătorile care sunt pe pământ, ele sunt legate de neamul nostru, ele sunt legate de tradițiile noastre, ele ne aduc bucurie. Am văzut astăzi foarte multe lume cu bucurie în suflet, am văzut lume care se bucură de sărbători, am văzut lume care se bucură de viață, chiar dacă viața nu e așa cum trebuie, oricum noi mergem înainte, facem lucrurile ca lumea să spune că trăim bine. Și într-adevăr trăim bine. Eu mă simt bine astăzi și am primit o diplomă pe care cred că n-am primit-o niciodată în viața mea. Mai mare emoții n-am avut de când trăiesc. Am primit Ordinul Republicii, am primit Ordinul Republicii României. Dar să primesc o diplomă de cetățean de onoare a Raionului Cahul nu m-am așteptat. Pentru că Raionul Cahul este cel mai sfânt, Raionul Cahul este cel mai drag. Raionul Cahul când este în suflet, Raionul Cahul este cu mine, este tot, unde mă duc în toată lumea. Astfel de suflet să le urez la toți cahulenii, la toți oamenii Raionului Cahul, să fie sănătoși. Să știi că Nicolae Bodgros, familia Nicolae Bodgros, familia lui Dumitru Bodgros, Dumnezeu să le fie tatăl meu, totdeauna a deservit, sau mai bine spus, a servit lumea la nuntă, la veselie, unde n-a fost, am stat în fața lor și am făcut lucruri frumoase și sunt gata să le fac și înainte. Să le doresc multă sănătate, să fie sănătoși, să le crească copiii, cum am mai spus, sănătoși, pentru că fiecare din noi are copii și visează la un lucru frumos, ca copiii noștri să crească mari și să ne aducă bucurie în țara noastră. Pentru țara noastră, pentru tot ce e mai frumos pe lume, la mulți ani.